Flaviu Stoican, antrenorul echipei CS Mioveni, se așteaptă la o replică puternică din partea celor de la Al Roslatina în partida de campionat de sâmbătă. Stoican este avizat în privința oaspeților după prestațiile bune ale acestora cu Timișoara și Arad. Chiar dacă întâlnim o echipă care se află în subsolul clasamentului, totuși este un meci destul de important pentru noi, că trebuie să luăm toate cele trei puncte. Este o echipă care în ultimele meciuri nu a obținut rezultate pe măsură, dar asta nu înseamnă că este o echipă slabă. Este o echipă care în ultimul meci cu cei de la Poli Timișoara le-a scăpat o victorie printre degete. Au condus până în minutul 94 cu 1-0. În meciul din deplasare cu cei de la UTA au pierdut foarte greu cu 1-0. Deci este o echipă care o să vină și să facă tot ce le stă în putință pentru a pleca de aici cu un punct. Eu sunt convins că în ceea ce ne privește pe noi, facem lucrurile ca să fie bine. Unul dintre jucătorii cu experiență din cadrul lotului argeșan, Ionuț Stancu, a declarat că această partidă va fi cea mai grea din retur. Din punctul meu de vedere, este cel mai greu meci pe care îl avem anul acesta acasă. Pentru că eu consider că meciul cu UTA a fost mult mai ușor decât meciul care se urmeze cu Piatra Olt și datorită faptului că întâlnim o echipă care joacă un alt fotbal decât UTA și, din câte știu eu, sunt bine organizați, o echipă bazată pe forță și o echipă care joacă un fotbal simplu cu mingi lungi, ceea ce, din punctul meu de vedere, pe noi ne dezavantajează puțin. O să încercăm să facem tot ceea ce depinde de noi să câștigăm meciul acesta, deși nu va fi deloc ușor. Partida dintre CS Mioveni și Al Roslatina se joacă sâmbătă de la ora 11 pe stadionul Orășenesc și va fi transmisă în direct de Absolut TV.